de mandat, vă pot spune simplu, scurt și clar, oameni buni. Da, este presiune asupra noastră. Este presiune nu doar asupra noastră, ci asupra dezvoltării europene a Chișinăului și a Moldovei. Și avem de ales între a rezista în fața acestei presiuni și a merge mai departe, pentru ca Republica Moldova și municipiul Chișinău să ajungă să facă parte de iure, de drept, din familia europeană, sau a lăsa soarta noastră pe mână acestor pierdevară și care nu știu a face nimic decât a striga și a face scandal, pentru a ruina în continuare viața noastră. Așa cum au ruinat-o timp de 200 de ani pe acest pământ ocupat în 1812. Alegerea este în fața noastră și vom avea de ales în acest sens și la alegerile prezidențiale din toamnă, și la alegerile parlamentare din 2018, și la alegerile locale din 2019 și așa mai departe. Paradoxul acestei situații este arătat chiar prin ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că atunci când, după 50 de ani, se repară, un singur exemplu, atunci când după 50 de ani se repară principalul bulevard al Chișinăului, al Republicii Moldova, în loc cu toții, indiferent de naționalitate, indiferent de opțiuni, să punem umărul, să vedem cum putem să facem mai bine acest bulevard pentru următorii 50-100 de ani, ce fac ei? Pun doar bețe în roate, fac doar scandal, doar proteste. Și mai mult decât atât, chiar acum, azi, la ora 12, s-au adunat să discute despre nu știu ce referendum și demiteri.